Incendiul a izbucnit în jurul orei 21 într-o magazie aflată în spatele chiliilor și s-a extins rapid către acoperiș, iar apoi către întreaga clădire. Înăuntru se aflau 5 măicuțe care au reușit să iasă rapid din imobil. Eu am primit un telefon în urma maica stareză și efectiv striga că a luat mănăstirea foc. Și a zis că probabil o lumânare sau Dumnezeu știe, că nu și-a dat nici mai seama. Imediat au fost mobilizate toate forțele de intervenție, iar autoritățile au pornit către mănăstire. Am făcut tot ce se poate pentru a localiza incendiu. În momentul de față, situația este sub control și în perioada următoare vom lua toate măsurile pentru a reface chiliile care au luat foc. Nu avem măicuțe rănite, nu avem victime de niciun fel, avem un alt corp de chilii în care măicile vor putea să fie, să stea. Toate forțele sunt mobilizate, sunt deja 6 echipaje prezente aici de la pompieri care intervin. Este afectată o suprafață de peste 500 de metri pătrați. Obiectivul principal al intervenției a fost izolarea flăcărilor și protejarea bisericii din lemn care este în imediata vecinătate. Intervenția pompierilor a fost extrem de dificilă și a durat mai bine de 3 ore.